unt făcut în casă, cu pâine prăjită, care a stat la frigider. O să vă explic în continuare care sunt beneficiile pe care le aduce untul. De ce untul este foarte bun pentru sănătate și mai ales o să vedeți un efect neașteptat pe care în mod sigur nu-l bănuiți. Stați în continuare, să vedeți explicațiile. Vorbesc deci despre beneficiile untului și în special mă refer la untul care este fabricat din lapte, care provine de la vaci hrănite cu iarbă, nu hrănite cu furaje. Și o să vă explic imediat de ce. Untul are acizi grași esențiali. Acizii grași esențiali sunt acei acizi grași pe care organismul nu-i poate sintetiza. Este obligatoriu să provină din alimentație, din alimente. Acești acizi grași sunt componente de bază ale structurilor celulare, ale membranelor celulare. În absența lor, structurile celulare nu funcționează corect, deci este obligatoriu să-i aducem în organism prin alimente. Un regim sărac în grăsimi privează organismul de acești acizi grași esențiali, care, repet, nu pot fi sintetizați de organism. Este obligatoriu să fie aduși prin alimente. De asemenea, untul conține vitamine liposolubile A, D, E și K, K1 și K2. Vitamina K2 este esențială în metabolismul calciului. Repet cuvântul esențial pentru că așa este. Vitamina K2 are un rol fundamental în metabolismul calciului, în sensul că ea, această vitamină K2, favorizează depunerea calciului în oase, acolo unde este nevoie de el, și scoate calciul din structurile moi ale organismului, din organe, de pe vasele de sânge, acolo unde nu este nevoie de el. În absența vitaminei K2, apare osteopenia, deci o scădere a cantității de calciu din oase, care duce la o fragilitate a acestora și depunerea calciului în structuri moi, apar calcificări în inimă, în vasele de sânge, în alte structuri. Există chiar un test care măsoară calcificarea în inimă, de exemplu, și în vasele de sânge, care este mult mai fidel pentru riscul de boli cardiovasculare decât nivelul colesterolului, despre care toată lumea știe că face rău la inimă. Vitamina K2 este esențială, fără ea nu se poate, adică apar tulburări care pot să ducă, pe de o parte am spus, la osteopenie, fragilitatea oaselor cu fracturi, pe de altă parte la apariția aterosclerozei și calcificări în inimă, cu toate consecințele negative care apar de aici. Vitamina A, de asemenea, se găsește în unt, care este o vitamină esențială, de asemenea, în imunitate, pentru sănătatea rinichilor, pentru vedere, pentru sănătatea ochilor. Și e foarte important, în unt se găsește retinol, forma activă de vitamina A. Vitamina D, de asemenea, este esențială pentru metabolismul calciului, pentru imunitate. Vitamina E are rol în sănătatea inimii, este un puternic antiinflamator. Toate acestea se găsesc în unt. O altă componentă foarte importantă a untului este acidul linoleic conjugat, CLA, după inițialele în limba engleză. Acidul linoleic conjugat are rol în sănătatea inimii, protejează inima și vasele de sânge și, de asemenea, foarte important, produce lipoliză, topirea grăsimilor, arderea grăsimilor pentru a se obține energie. Deci iată cum untul, de fapt, participă la slăbit, nu ne îngrașă. Mâncând unt, aducem acid linoleic conjugat în organism care determină slăbire. Ce mai are untul? Mai are omega-3, acizi grași de tip omega-3. Care sunt foarte importanți, au proprietăți antiinflamatorii și de protecție a aparatului cardiovascular. Și mai are MCT, adică trigliceride cu lanț mediu, după inițial în engleză, iar aceste trigliceride cu lanț mediu se absorb fără a fi nevoie de bilă, cealaltă grăsime au nevoie de bilă în duodem pentru a se absorbi, MCT-ul, adică trigliceride cu lanț mediu, nu au nevoie de bilă pentru absorție, în ficat se transformă rapid în corpi cetonici, iar corpii cetonici au efect atât în procesul de slăbire, iar corpii cetonici sunt energia, forma optimă de energie pentru creier. Avem mai bună memorie, claritate în gândire mai bună, capacitatea de concentrare. Iată deci câte beneficii ne aduce untul. Ce bun aliment este untul. Deci recomandarea mea este nu-ți fie frică de unt, mănâncă unt, așa cum trebuie, bineînțeles, și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!